Nu judeci așa rațional când sunt și sentimente, știi? Și mi-era greu să știu că pot să te țin aici și să nu fac lucrul ăsta. Nu știu, cumva, habar n-am dacă mă exprim bine sau nu. Dar după aceea am stat și m-am gândit și zic, băi, dacă ție chiar ți-e rău așa și ți-e rău aici, ar fi și aiurea să-mi pune ambiția ca să te țin într-un loc în care tu nu te simți bine. Și după aceea m-am gândit și la faptul ăsta, că noi doi ne-am spus cum stau lucrurile. Da, avem drag unul de altul, avem sentimente, ne place să fim unul în preajma celuilalt, dar eu cred că mi-ar fi și mie mai bine, mai simplu, dacă unul dintre noi ar pleca, pentru că nu cred că putem păstra distanța la modul ăsta, fiind amândoi în casă ebri. Giulia, da, te bucuri că a rămas Cosmin în casă? Pentru că uneori e greu să te pui în situația de față. Hai să mai vorbim ceva. Bună întrebare. Nu, și vreau să stați un pic, vreau să termin un lucru care m-a deranjat și vreau să spun acum. În momentul în care a fost un fel de amenințare săgeată că și dacă vreau te fac și lider, da. Cred că nu își avea locul deloc. Era o chestie mai mult spre drăguț decât răutăcioasă. Bine, se pare că din nou nu ne înțelegem, dar în fine. Mi-am dat poate seama, ieși din mi-am dat seama că am greșit. Am înțeles. Asta e tot. Giulia, te bucuri că a rămas Cosmin în casă? Sincer să fiu, mă bucur, cu toate că și-a spus deja părerea relativ la mine, chiar dacă nu mă cunoaște și am impresia că s-a pripit. Dar Stai un pic. Era smash or pass, ți-am dat pass și ți-am argumentat de ce. Da, de ce? Nu mi-am dat cu nicio părere. Da, dar în gala ai spus că, din nou, tu ai închis ușa și atât. Nu eu am spus asta. Eu am spus. Nu, Ianca. Păi și el oricum te-a aprobat. Adică da, a fost sincer și apreciez asta, dar mi se pare că te-ai pripit. Păi, din ce punct de vedere? Nu știu dacă tu vrei să o vezi așa că ți-am închis ușa. Eu ți-am spus părerea mea, ți-am argumentat faptul că ți-am dat pes. Nu mi-am spus nicio părere despre tine, ba chiar am spus că ești o femeie frumoasă, îmi place că ești independentă. Cred că așa am spus, dacă mi-aduc bine aminte. Dar îți dau pes. Pentru că eu nu văd o... N-ai simțit scânteia așa la început? Nu văd că ar putea fi ceva serios între noi. Cosmin, dar oare este pentru caracterul ei? Ea s-a prezentat poate ca o femeie, nu știu, mai impunătoare, mai vorbăreață și ceea ce ție nu-ți place, nu? Eu nu am tras concluzii din cât am, mă rog, puținul din care am vorbit. Mă bâlbâi. Nu am tras nicio concluzie din interacțiunea ei cu ea atunci, de la intrare, că nici nu prea aveam ce să trag. Adică ea a spus în mare parte chestii ce țin de vârstă, meseria ei, trecutul, cu fosta relație și așa mai departe. Și totuși, deci, cum ai ajuns tu la concluzia că nu ne potrivim și n-am putea vreodată avea o relație serioasă? Dacă nu-i place ca și aspect de tine. Păi asta să spună, asta am vrut să aud. Da, zic eu dacă... Păi, asta am vrut să aud. Nu. De ce să nu ne asumăm? Și păi, să ne ascundem în spate? Eu nu vreau să zic. A tras la răspundere, Cosmin, gata. Eu nu vreau să zic asta. Pur și simplu nu te simt pe vibe-ul meu. Dar așa aspectual, tu te-ai vedea cu o femeie ca Giulia? Adică asta... Dar ce are? Ca Giulia, ca Lorena, vreau să zic. Despre Giulia e vorba, nu? Ca, uite, pare ca că... Nu e vorba de nume, e vorba... Mie nu am pare o femeie ca în evidență. Cum nu mi pare o femeie urâtă sau respingătoare sau așa? Bă, merge prea departe. Păi nu, dar e o femeie ok, adică nu... Eu am zis că aspectual... Laurențu, ți-l îngrop, bro. Eu am zis că aspectual, ție nu-ți place ideea. Tu zici de catic. Eu zic că e ok ca femeie, doar că nu am dat pe să nu pornim pe vibe-ul meu. Dar mă duci într-o zonă din asta unde vrei tu, așa, și... Tu te s-abții, frate, fii atent. Bă, așa că spui. Consideri că vă potriviți din punct de vedere fizic? Nu. Atât am vrut să aud, mă, că asta e jumătate de oră. Ce greu a fost. Consider eu că nu ne potrivim, dar nu înseamnă că e urâtă. Că a fost sincer. Dar nu înseamnă că... Dar n-a zis, dacă nu-i pe gustul tău. De la început săptămână. De la început săptămână. Dar nu neapărat din punct de vedere fizic. Nu din punct de vedere fizic nu-i pe gustul meu. Pur și simplu nu te simt. Fizic e pe gustul tău?
Dar nu e poate. N-am o problemă cu asta, bă, te percepe într-un fel, într-un mod în care el nu este, nu știu. Mai tradițional el să fie și, nu știu, îmi dau cu părerea, adică să poți să spui. Bă, nu. Acum mai am o întrebare. Eu sunt sigură că voi vorbiți între voi, așa că pot să spui și aici. Mie încă nu mi-a rămas clar cine se pare. E o femeie frumoasă, dar eu consider că nu ne-am potrivit nici fizic și nici capac. Bun, poți să spun două întrebări. Asta e. E mai adăugă vreo. Eu acum. Ok? Dar poate să mâine vedem. Spun câteva întrebări. Hai, pune. Vreau eu era Bianca. Te rog frumos, una. Una, eu deci una. Pe TikTok, da. Vreau să o întreb pe Catinca. Îți pare rău că nu a plecat Cosmin sau că e aici? Da, îmi devine rău. Dacă îmi pare rău? Da. Sigur. Nu îmi pare rău. Dar îți pare bine că a rămas? Îmi pare bine, da. Credeți că a fost? Să vrei să-l cunoști. Destinul. Ai zis, bă, de clar, a rămas pe amândoi? Una și mai lua cu... Bun, deci, aspectul alt, ai vedea lângă o femeie cum e Giulia. Cred că... Dar nu l-ai mai întrebat niciodată. Eu, dar nu răspunde bine, nu răspunde omul bine. Vreau să-mi zic că pe clar... Dar a spus. Nu. Zi, da. Zi. În primul rând, prin întrebările tale, Laurențiu, nu cred că o faci să se simtă Giulia confortabil. În primul rând. Păi de ce dacă Cosmin încearcă să evite răspuns și chestii din astea, pentru că este educat. Dacă ea a spus că vrea să se zică clar. A zis clar, a zis. Fizic, nu. Ea a înțeles deja. Dacă n-ai înțeles treaba asta cu fizic și Cosmin a zis, a nu, că fizic, de fapt, păi fata aia ce să înțeleagă? Am înțeles, aici ești tu, se pare. Eu încercam, nu e adevărat, dar cum să ai spus la Cosmin? Păi, ești de acord când mamă, Cosmin, bine? Dar nu e greu să răspunzi. Faptul că eu arată să te potrivești din punct de vedere fizic, nu înseamnă mai urâța unui. Am zis, mă, frate, am zis chestia asta că e o femeie ok, doar că nu e pentru mine, nu simt. Ce, ai probleme, dacă îmi pus întrebarea doar, pun și a treia și a patru și a treia. Ce vreți să facă acum? Nu, da, bine, minte și acum, în clipa de față, minte. Bine, mă. Că nu a răspuns cum ai fi vrut tu. Bravo, Lorena. Bineînțeles. Eu nu vreau să pun pe nimeni într-o lumină proastă acolo. Sau... Dar n-ai avea tu cum să mă pui pe mine într-o lumină proastă pentru că nu-ți place ție de mine. Corect. Ar fi imposibil. Tu, Lorena, ce tot vrei? Dar încercam să spun că ea a înțeles din prima despre ce e vorba și nu era nevoie să profundizez sau cum se spune. Profundizez, da. Aprofundez. Aprofundezi. Să aprofundezi în întrebările tale. Erau deja destul de clare. Și mi s-a părut și mie că la fel putea să se simtă stânjenită. Ce prin... să se simtă stânjenită? Dacă cineva întreba, îți place de un băiat ca Laurențiu, ai te vedea cu un băiat ca Laurențiu, nu ce să mă fac, să mă simt prost că v-au zis ca Laurențiu, dar ce? Nu, ca mine. Fizic. Dacă vine o fată și zice, ok, fizic nu mă potrivesc și altcineva, dar ce are ce nu-ți place sau ce e acolo? Cum te simți tu? Nu, să mă simt nicicum. Nu, că oricum el face întrebările astea, nu? Păi. Dar de ce? Adică pentru el e ceva normal, dar nu își avea. Așa face și pe TikTok când pierd meciuri. Dar tu știi direct în ce te bagi. Dar mai nou, mai bine nu pun întrebări că bă, ce răspunsuri primesc și mai bine stau în banca mea, mai bine fără curiozitate. Cosmin l-ai întrebat. Cum? Nu, aici a vrut să dea în ce? În ce a vrut să dea? Nu știu. El știe. Nu vorbeam despre întrebări pe TikTok? Ba da, ba da. Și atunci? În fine. Dar ce este o tensiune între voi? Nu, de nu. Ești Cosmin? Da. Eu am simte primit. Cineva cu musca pe căciulă? Dar voi aveți ceva de împărțit? Cu Cosmin? Ai vrut să zici cu Anthony? Robert, Miha, voi n-ați spus nimica. Ce mai faceți? Am invitație la suc, nu? Foarte bine. Mai e valabilă oferta. Ce anume? Invitația la suc. Da, da. Te invit eu. Te-ai invitat. Măcar apucat să mă invite la suc. Iată-mă că te întrerup, o să te invit la sub. Eu rămân fix la concluzia la care am rămas din prima zi sau a doua. N-ai cu cine să-ți faci relație. Ei nu sunt bărbați. Jur că nu sunt bărbați. Dar nu spune chestiile astea că sunt foarte supărăcioși. Sunt foarte supărăcioși. Ai trebuit să-și asume ei. Nu după... sunt bărbați. Ei n-au venit să-și găsească. Nu știu cum a fost sezonul trecut, dar sezonul ăsta clar că din partea asta a fost mai mare torită. Da, 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 asta e clar. Cameră. Nu vreau să merg nicăieri. Te rog frumos, vreau să invit și eu pe Mihaela la un suc aici, în casa iubirii, casa băieților. Poți să o trimiți la mine, te rog frumos? Am un vibe de luni incredibil de frumos. Poți? Și dacă nu se poate, merg eu la ea, nicio problemă. Pot?
Cum doriți? Nici nu se mai uită la tine. Dar așteaptă acum. Am răbdare, am răbdare. Fără răbdare. Deci te-ai mai bucurat de asumarea lui Cosmin? M-am bucurat foarte mult. Chiar m-am bucurat mult, pentru că eu consider că e un pas înainte. Pentru el. Pentru evoluția lui. E foarte bine că a spus de la început, decât să te amăgească. Da, 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 mai bine ți-a zis, nu e genul meu, nu te vreau, nu mă văd cu tine în viitor. Cu tine, nu? Un pic. Un pic. Dar e bine. E bine, mă bucur pentru el, mă bucur că a rămas. Oricum, bănuiam chestia asta, probabil te-a văzut o femeie așa mai autoritară, mai impunătoare. Imediat. Și lui nu-i plac fetele astea. Ideea este că înainte ar trebui să ai măcar o discuție cu persoana respectivă ca să poți să concluziile lui.